Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus. În ediția de săptămâna trecută a Cutii Negre vă spuneam despre ultimul tun dat de Vlad Plahotniuc și Ilan Șor înainte de a fugi din Republica Moldova. Aproape 300 de milioane de lei au fost sustrași din două companii de asigurări prin împrumuturi fictive și procurări de active. Astăzi vă vom demonstra cum doar într-o singură zi au mai fost sustrași și alți 200 de milioane de lei. De această dată, ținta a fost Moldova Gaz și o companie de leasing. În ambele cazuri, urmele duc și spre controversatul politician Vladimir Andronache. 12 aprilie 2019. După mai bine de o lună de negocieri pentru crearea unei majorități parlamentare, liderul informal al Partidului Socialiștilor, tot el președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, iese într-o conferință de presă și anunță decizia Consiliului Republican al Partidului. PSRM este gata să formeze o coaliție de guvernare, dar cu blocul acum, dacă nu anticipate. Noi suntem disponibili să creăm majoritate parlamentară cu guvern funcțional, nu minoritar, cu blocul acum. Dacă nu, atunci anticipat. Nu a fost examinată astăzi la Consiliul Republican varianta de coaliție cu Partidul Democrat. În aceeași zi, directorul întreprinderii Moldova Transgaz, companie fiica Moldova Gaz, Andrei Damașcan, și directorul Victoria Leasing, Valeriu Gârbu, încheie un contract de împrumut de 100 milioane de lei. Cam cât este fondul salarial al companiei de transport a gazelor pentru un an întreg. Firma de leasing aparține oficial familiei deputatului pe atunci al PD, Vlad Andronache. Compania și-a asumat fața de Moldova Transgaz să returneze împrumutul în cel mult o lună. Contractul de împrumut a celor 100 de milioane de lei, la o rată a dobânzii de 7%, conține doar două pagini și nu face nicio referire la gaj sau o altă formă de garantare a împrumutului. Documentul ajuns în posesia Cutiei Negre nu face trimitere al temeiul acordării împrumutului și scopul pentru care urmează a fi cheltuiți cei 100 de milioane de lei. Banii au fost dați în baza încrederii. Culmea este că documentele consultate de Cutia Neagră arată că la acel moment Moldova Transgaz nu avea pe conturi banii pe care își asuma să-i împrumute firmei lui Andronache. Banii au apărut pe conturile Moldova Transgaz abia peste 3 zile, pe 15 aprilie, când urmarea unei cereri depuse de Damașcan, Moldova Gaz transferă pe conturile companiei fiice exact 100 de milioane de lei. Suma este plătită în avans pentru servicii de transportare externă. Imediat după asta, banii pleacă pe conturile Moldova Transgaz, spre un cont al Victoria Leasing de la Victoria Bank. Cutia Neagră a consultat statutul intern al companiei Moldova Transgaz pentru a verifica dacă aceasta poate acorda un asemenea împrumut unui agent economic și dacă acest lucru poate fi făcut fără acordul Consiliului de Administrare al companiei. Nu am găsit nicio prevedere care să permită acest lucru. Într-o scrisoare internă din cadrul Moldova Gaz, ajunsă în posesia noastră, șefa Direcției Economică Financiară, Lidia Zamșa, explică lucrurile astfel. Redirecționările sau efectuarea de plăți ulterioare din suma menționată au fost realizate de către SRL Moldova Transgaz fără a prezenta în cadrul direcției a unui plan al achitărilor, fără a coordona prealabil necesitatea efectuării acestora și recepționarea unui răspuns confirmativ, precum și fără a informa preventiv despre intențiile acestora. A știut totuși cineva din conducerea Moldova Gaz ce urma să facă Moldova Transgaz cu cele 100 milioane de lei? Cutia Neagră a încercat să afle răspuns de la directorul interimar din acea perioadă al Moldova Gaz, Iacob Cazacu. Ați practicat toată vremea de la Moldova Transgaz, toată vremea avansat pentru servicii de transport. Dumneavoastră nu cunoașteți nimic despre împrumutul ăsta oferit de Moldova Transgaz, Victoria Leasing? Nu. L-am contactat telefonic pentru mai multe explicații pe Andrei Damașcan, fostul director Moldova Transgaz, dar acesta nu-și amintește împrumutul generos acordat în 2019 companiei Victoria Leasing. Să faci în contabilitate, eu nu țin minte, eu nu vă supărați, dar am trecut mult timp și ca să țin minte care împrumut, de unde, cum, Italia, nu țin, chiar și împrumutul nu țin minte. 100 de milioane de lei și-au fost oferiți foarte rapid, pentru o lună, la Victoria Leasing. Nu vă amintiți de lucru? Dumneavoastră știți mai mult decât mine. Vă întrebați ce s-a întâmplat mai departe cu acești bani? Traseul de mai departe a celor 100 de milioane de lei urmează aceeași schemă. Companii interpuse, dividende oferite în avans de firme fantomă unor acționari fictivi și, desigur, urma banilor se pierde în jurisdicții offshore.
Imediat ajungi pe conturile Victoria Leasing, firma soției lui Vlad Andrunachi, banii pleacă instantaneu pe conturile Avea Invest, companie care deține în concesiune aeroportul internațional Chișinău. Pretextul, tot un împrumut. Și exact același argument, acordare de împrumut sau returnarea unei datorii, este folosit pentru a împrăștia banii mai departe spre alte companii afiliate lui Lanșor. Cei mai mulți bani pleacă spre Ground Avia Partner, aproape 87 de milioane de lei. Despre această companie afiliată lui Șor am vorbit și în primul episod al investigației Ultimul Tun. Pe conturile firmei, în aprilie 2019, au mai ajuns 80 de milioane de lei, împrumutați de Gemini de la Moldasig și Asido, și alte 239 de milioane de lei, pe care Gemini i-a plătit în martie pentru procurarea Aeroport Catering. În total, Cutia Neagră a depistat tranzacții de peste 400 de milioane de lei, făcute pe conturile acestei companii. Există mai multe indicii care arată că Grand Avia Partner este o companie afiliată lui Lanșor. Își are sediul pe teritoriul aeroportului internațional Chișinău, dar a fost fondată de o altă firmă cu adresa juridică pe strada Zimbrului 10A. Acolo se află fostul hotel al sindicatelor, care a ajuns anterior în proprietatea lui Lanșor. La aceeași adresă mai sunt înregistrate și alte companii afiliate deputatului Fugar. Potrivit unei investigații apărute anterior în presă, Grand Avia Partner a fost fondată în 2015 cu scopul de a monopoliza serviciile de handling de la aeroport. Asta se întâmpla după ce Lanșor a reușit să cumpere de la stat întreprinderea Aeroport Handling. Potrivit documentelor consultate de Cutia Neagră, în 2019, când Vladimir Plahotniuc și Lanșor au pus la cale Ultimul Tun, Grand Avia Partner a fost folosită în rol de pușculiță, în care s-au vărsat mai multe sume de bani scoase prin diferite scheme și transferate ulterior spre jurisdicții offshore. Din cele 400 de milioane ajungi pe conturile Ground Avia Partner, o sumă considerabilă este scoasă cash în februarie-aprilie 2019. Compania, care în 2018 a înregistrat profituri de aproape 9 milioane de lei, decide să plătească în avans proaspăt numitului asociat fondator dividende de 93 de milioane de lei. Acționarul norocos este un bărbat de 80 de ani, care a lucrat o bună parte din viață ca simplu angajat la aeroportul internațional Chișinău, Ilie Tunițoi. Reporterul Cutia Neagră a mers să-l caute pe bărbat la el acasă, în orășelul Sângera de lângă Chișinău. Ne-a deschis soția acestuia, care a negat orice implicare a soțului său în schema și afiliere acestuia cu firma Grand Avia Partner. El nu este niciun fondator, el nu are nicio atribuție, el e bolnav cu insult și el nu dă niciun interviu, el nu poate vorbi ca lumea. Potrivit informațiilor noastre, dumnealui a fost la bancă, a ridicat bani, a făcut transferuri, adică nu cu cineva iar. Asta cineva a făcut din partea lui, dar el nu a făcut el nimic. El personal nu s-o că el nu poate îmbla. Dar în 2019 tot era... Nici în 2019 el nu a fost. El în 2019, în octombrie, s-a îmbolnăvit. Nu are el atribuții. Cineva l-a folosit pe dânsul. Cineva i-a luat buletinul. Așa poate fi, altceva și poate fi. Că el a lucrat doar acolo și toate datele au fost introduse acolo. Revenim la Ground Avia Partner și ceilalți peste 400 milioane de lei ajungi pe conturile firmei. Acești bani au fost pulverizați prin o sumedenie de companii, inclusiv Air Moldova și Anic Imobil. Numele ultimei companii apare în cel mai recent scandal legat de Hotelul Național. Alpha Engineering, firma proprietară a hotelului, s-a aflat un an în posesia Anic Imobil. Compania și are adresa juridică în același sediu cu o firmă mai veche a tatălui lui Vlad Andronachi. De la Anic, urma banilor se pierde pe conturile din Elveția ale două companii offshore din Cipru. Una dintre firmele cipriote l-ar avea ca angajat pe administratorul unei alte companii offshore atribuită de presa de investigații lui Andrei Gonciarenco, beneficiarul din acte la Avia Invest. Dar să revenim la Moldova Transgaz și împrumutul acordat. Vă amintim că pentru o singură lună companiei Victoria Leasing. La 3 săptămâni de la încheierea contractului de împrumut, adică pe 7 mai 2019, firma lui Andronachi solicită extinderea termenului de restituire a banilor pentru 60 de zile. Compania nu mai apucă să consume acest timp pentru că pe 7 iunie, forțat de împrejurări, Igor Dodon anunță despre crearea majorității parlamentare cu blocul Acum, iar Plahotniuc și Șor fug din Republica Moldova.
Sub presiunea evenimentelor politice, Moldova Transgaz solicită returnarea creditului în regim de urgență. Primele 10 milioane de lei din cele 100 împrumutate, Victoria Leasing îi întoarce pe 3 ianuarie 2019. Peste alte 4 zile, firma lui Andronachi restituie și restul sumei, 90 de milioane de lei, precum și dobânda de peste 1 milion de lei. Pentru tranzacția din 7 iunie, Victoria Leasing se împrumută de la Moldincom Bank. Drept gaj este pusă vestita clădirea GBC. Fortăreața simbol a lui Vlad Plahotniuc, asociată an de rândul cu un centru de comandă și control al statului, a ajuns în posesia Moldincom Bank, după ce a servit ca piesă de schimb în mai multe tranzacții. Chiar în ziua în care Victoria Leasing a împrumutat cei 100 de milioane de lei de la Moldova Transgaz și i-a transferat imediat compania Avia Invest, adică pe 15 aprilie 2019, o altă firmă asociată cu numele lui Plahotniuc, Shore, dar și Conciarenco, Real Concept Imobil SRL, împrumută și ea de la Victoria Leasing 100 de milioane de lei. Drept gaj pentru garantarea ipotecii este oferită clădirea GBC. Pe 7 iunie, ultima zi de guvernare a lui Vlad Plahotniuc, când Victoria Leasing se vedea nevoită să găsească de urgență bani ca să restituie Moldova Transgaz, aceasta își cedează băncii rangul de proprietate a ipotecii luate de Real Concept Imobil, adică transmite către Moldincom Bank gajul său asupra clădirii GBC. Ne aflăm în fața cunoscute clădiri Global Business Centru. La ultimul etaj al acesteia și-a avut oficiile Vladimir Plahotniuc. Anume aici, controversatul politician îi chema la raport pe diversi oameni de afaceri sau demnitari de stat pentru a pune la cale anumite lucruri. În perioada guvernării democrate, clădirea era considerată un adevărat centru de comandă de stat și avea o influență chiar mai mare decât guvernul, președinția sau parlamentul. În 2019, Procuratura Anticorupție ne-a anunțat că a pus sechestru atât pe teren cât și pe clădire în cadrul unei cauze penale deschise pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Ulterior, sechestrul solicitat de procurori a fost scos după ce s-a aflat că există deja o interdicție pe imobile la solicitarea Moldincom Bank, care vroia să-și întoarcă banii dați cu un împrumut companiei Victoria Leasing. Pentru a înțelege mai bine tranzacțiile de pe ultima sută de metri, înainte de fuga lui Plahotniuc și Șor, am încercat să discutăm cu conducerea companiei Victoria Leasing, care în vara acestui an a trecut printr-o procedură de rebranding, schimbându-și denumirea în Expert Leasing Finance SRL. De fiecare dată ni s-a spus la telefon că directorul companiei Valeriu Gârbu nu este la birou. Am încercat să luăm legătura și cu Vladimir Andronachi. Politicianul a fost pentru ultima dată văzut pe 14 iulie curent, la 3 zile după alegerile parlamentare, când a devenit clar că acestea au fost câștigate de pas. Andronachi a fost surprins în aeroport, iar în presă a scris că acesta s-ar fi dus la mare. L-am sunat pe numerele pe care le aveam, ale lui Vladimir Andronachi, dar are telefonul închis. Acest număr nu există. Acest număr nu există. The person you are trying to reach is not accepting calls at this time. Please try your call again later. Și pe final, despre rolul instituțiilor de drept. Deși aceste informații sunt cunoscute și băncii naționale a Moldovei, și Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, și SIS, și procurorilor, ultima instituție nu a anunțat nimic despre investigarea penală a acestor tranzacții care au precedat fuga lui Plahotniuc și Șor. Documentele consultate de Cutia Neagră arată că cel puțin despre împrumutul acordat de Moldova Transgaz firmelui Andronachi a fost informat și fostul ministru al economiei Vadim Brânzan. Fostul ministru a primit o scrisoare de la Banca Națională a Moldovei care descria schema pe 12 noiembrie 2019, la câteva zile înainte de căderea guvernului Sandu. Contactat de Cutia Neagră, Vadim Brânzan ne-a spus că nu-și amintește acum despre acea scrisoare de la Banca Națională. Am trimis o solicitare de informații la Procuratura Generală, dar încă nu am obținut informații despre existența unui dosar penal pe aceste fapte.